genul programului Pamflet. În România, în ultimii ani, s-au făcut ceva investiții în infrastructura spitalicească. Suceava este un județ exemplu de bune practici din acest punct de vedere, ceea ce ne dă o stare suplimentară de confort. Nu este însă suficient și nici prioritar, pentru că în orice domeniu, în orice afacere, cea mai importantă investiție este cea în resursa umană. Aici suntem categoric deficitari. Nu mă refer la calitatea medicilor care activează în județul nostru, ci la medicii care ar trebui să activeze, dar lipsesc cu desăvârșire. Aparatul medical este subdimensionat în toate unitățile sanitare. Se merge la limită, iar problema celor care părăsesc sistemul se resimte drastic atunci când se repede. Când criza economică punea stăpânire pe România, guvernul de la București hotăra să închidă spitale. O decizie controversată și hulită. Dar asta n-a fost tot, pentru că statul a reușit să demonstreze că nici așa nu se descurcă. Spitalul de la Câmpul Lung Moldovenesc a rămas pe poziții. Teoretic, deservește peste 16.000 de locuitori, plus alte câteva mii din comunele limitrofe. Practic, n-o face, nici nu are cum. Greu de imaginat, dar adevărat, este faptul că în orașul stațiune de la Poalele Rarăului nu există medic urgentist, în ciuda faptului că la spitalul municipal există un centru de primire urgențe și evident există urgențe, există bolnavi care au musai nevoie de îngrijire medicală. De ei se ocupă un asistent medical care a făcut niște cursuri de pregătire la Brașov. Liniștitor, din calea afară acest amănunt. Presupunând că ai noroc și asistentul diagnostichează corect o afecțiune de inimă, constați că de fapt ai un mare ghinion pentru că secția de cardiologie a fost închisă anul trecut, când singurul specialist din spital s-a pensionat. Nici să-ți rupi vreun picior nu e indicat, sau cel puțin e bine să știi când ți-o faci, ca să poți totuși beneficia de serviciile singurului ortoped din Câmpul Lung, care lucrează 2 ore pe zi. Mai bine dai într-o apendicită? Măcar există un chirurg care muncește cu normă întreagă, plus un altul cu jumătate de normă. La pediatrie, culmea, lucrează 2 medici pensionari, unul de 73 de ani, iar celălalt în vârstă de 63 de ani. În total, în spitalul din Câmpul Lung sunt 11 secții și 22 de medici. Ar fi nevoie de 2 interniști, s-au scos posturile la concurs, dar n-a venit nimeni. Au preferat alte orașe în care li s-au oferit locuințe gratuite. Un fel de om sărac la care nici boii nu trag a ajuns Câmpul Lungul nostru din cauza unui stat neputincios, a unui sistem încălcit, dar mai ales pe bază de multă durere în cot. Un punct de vedere. Alina Mihăiescu sunt. Cele bune!